Bună seara și bine v-am găsit pe canalul Tatai Joie. Astăzi este joi și am de făcut o cursă la Amazon. O cursă simplă, după cum știți, merg, schimb vagonul, m-am întors. După care normal trebuia să termin, dar am înțeles că au nevoie și o să mai mă țin. Tu mergi cu fază mare. Poliția, bă, m-a disperat poliția asta, bă, și ieri la fel. Belea. Le-am dat flash-ul, sper să nu vină după mine. Dar până la urmă, bă, după cum vedeți, astăzi sunt doctor, nu știu dacă vă dați seama. Da, compania ne obligă acum să folosim mănuși chirurgicale în momentul când conducem datorită virusului COVID-19. Yeah. Deci e belea mare și cu virusul ăsta și până în UK pe aici. Au închis cam tot ce se putea închide. Au lăsat doar magazinele alimentare. În rest, hotel, restaurant, magazine de electronice, materiale de construcții, nu știu, toate sunt închise. Am văzut că poliția a început să te oprească, să te întrebe de ce circul, unde te duci, ce treabă ai. Noi, ca să putem veni la muncă, bine, putem veni, să, dacă suntem opriți de poliție, ne-au dat niște hârtii la mână, care spune că ne încadrăm în gerințele guvernului și avem voie să ne deplasăm. Ah, ce mișto. M23 e închis. Deci se apropie de finalizare cu M23-ul. Se lucrează foarte mult pe ultima sută de metri. Închid. Mă, deci lumea a început să stea în casă, am văzut. Hai, sunt și excepții. Dar în mare parte a scăzut traficul foarte mult și nu am văzut foarte multă lume pe stradă. Și eu de altfel doar ce merg la muncă și o aprovizionare la câteva zile cu mâncare. În rest, ce zice cardul ăsta aici? Că nu văd ce scrie. Am luat o cameră de asta, da, pentru mașină, dar nu văd ce scrie. Să ștergă și... Da, nu înțeleg, îmi spune că e cardul full. Dar știu că ea șterge și... Nu cred că trebuie să-i dau eu o setare, nu știu. A, să mă uit. Da, deci în 23 închis și va trebui să o luăm până pădurea asta pe aici. Am mai mers pe aici, e ok drumul, mai ales acum că nu-i trafic. Uite, ăștia muncesc pe aici. Mai electricitate, cine-s gazul?
Da, mă, fraților, e belea cu virusul ăsta. S-au închis multe chestii pe aici. Guvernul ăsta s-a trezit și foarte târziu să ia niște măsuri de-astea de stopare a împrăștierii virusului, să zic așa. Adică au închis școlile foarte târziu, gen săptămâna trecută, vineri. Și la fel ca și în România, îmbulzeală la magazine, au cumpărat tot ce s-a putut cumpăra. Dar ziceai că gata, dacă și-a luat mâncare, a scăpat de virus. Momentan și-au revenit lucrurile în privința mâncării. Am văzut că nu mai sunt nici cost foarte mari, dar au limitat vânzarea. Deci nu mai poți să te duci să iei tu 500 de cutii de făină că vrei tu. Deci au limitat toate produsele să vândă maxim 3 bucăți. Ceea ce e ok. Au limitat și numărul de persoane care intră în magazin. Afară am văzut că se formează o coadă și fiecare păstrează o distanță de minim un metru. Deci e ok. Să facă comenzi online. Ceea ce pentru noi a fost super. Ce e mai prost că aveam bilete de avion cumpărate, trebuie să venim acasă pentru Paște, trebuie să mergem într-o vacanță. Din păcate, momentan nu știm ce se întâmplă acasă, clar. N-am cum să vin, pentru că veneam să stau o săptămână. Acum am înțeles că dacă vin, mă țin ăștia 14 zile în carantină sau 14 zile în autoizolare. Ceea ce înseamnă clar că nu am ce să caut acasă, oricum. Până nu s-au aranjat treburile și aici și acolo, nu o să plec.
11, deci nu e foarte târziu. Adică, în general, la ora asta, dar marea majoritate a traficului noaptea era către și dinspre aeroport. Aeroportul și-a redus o mare parte din curse, ceea ce înseamnă clar că nu mai e volumul de pasageri zilnic. Aici ne cadrăm pe dreapta, dar noi facem stânga, pentru că e curbă foarte strânsă aici. Sper să nu dărâmăm ceva. Sper să nu dărâmăm ceva. N-am dărâmat nimic. Trecu și vagonul. Săptămâna viitoare o să am niște joburi de zi și o să încerc să mai fac atunci niște vloguri, pentru că săptămâna trecută și săptămâna și mă apropii de tunelul de la Darfur. După cum vedeți, deci ceasul e 12:30 și în zona asta era foarte mare trafic. La ora asta, pe sensul meu, nicio mașină, din față câteva camioane și foarte rar mai vine câte un turism. Care bănuiesc că o mare parte sunt taxiuri. În rest, nimic. Am văzut că au început să pună și autostrada anunțuri. Să stea lumea acasă și să facă deplasări doar dacă este necesar. Ce măsuri se vor mai lua. Da, n-am mai mers pe un drum așa gol de nu știu. E urât și ziua la fel. Nu e foarte mare trafic. Bine, pe M25 pe aici bănuiesc că e, n-am mers. Dar până oraș câteva mașini. Foarte, foarte puține. Trăim ca într-un oraș părăsit. Deci așa ceva nu am văzut decât în filme, când după o catastrofă arăta orașe goale. Deci așa ceva trăim noi în ziua de azi. Deci vă zic clar, eu am făcut jobul ăsta. Vă puteți uita în urmă la un alt job cu Amazon.
aceeași oră, pentru că joburile sunt la aceeași oră. Și o să faceți diferența de trafic.
Mănânci, mă? Bă, ce pula mea e telefonul ăla, mă, că v-am pula. În 10 minute țin la tine, te întreb mai mult până la Amazon, te auzeam cum semnalizai cu pula mea. Și ce am, mă, dacă eu nu te aud ce are telefonul, e vorba de... Singura chestie care ai mai auzit-o și por mai închis, ai zis mai ești, mă, și s-a închis. Pula mea, telefonul ăsta, uite. Acum am ajuns la Amazon, mă auzi? Așa, așa, da. Păi, pula mea. Da, pula în tehnologia ta cu Bluetooth-ul tău pe radio. Da, tu... Că e surd, tu crezi că pentru o babă surdă bate clopot? Dar nu poți să folosești căștia al dreptului, trebuie să folosești căștia de la radio. Păi, dar eu mai ascult și o poveste ceva. Da, și încăși nu poți ascult. Îmi deranjează timpul. Bă, dar ăștia nu m-au trimis aici, dar mi-a dat cod, mă. A, bă, da. Azi e în 27. Da. N8S. N8S. Drop the trailer on 64 and stay in front of me. And I'm waiting on front the trailer. Huh? I'm waiting on 64 in front. Yeah. Because as soon as gonna be ready. Yeah, no problem. Like 6 minutes. Yeah, it's okay, don't worry. Okay. Thank you. Cheers.
Gata, Bud, mai ești? Da, da. Hai că stai cu cetățenul ăsta. Că trebuie să verifici. Deci că acum cumpăr mașina, nu că... Bă, ăștia niște reguli la Amazon sunt, bă, pula musă. Ce au? Au niște reguli, sunt ciudați rău. Da. Da. Deci vii, intri, mergi cu 10 la oră, avariile pornite, nu poți să miști mașina decât dacă ești însoțit de o persoană de la ei. Te-ai dat jos de mașină aia lângă tine, le dai cheile. Ce ai, mă, ți-am zis, la pușcărie e bine. Nu mi-a dat cartul cu mâine, mă, la cap. Zic că nu vreau să deschide, zic că nu mă cunoaște. Să uite la ceară, să uite la ăla, la pe tine te cunosc, zic că și deschide ușa. Zice la ăla, băi, zic bă, zic ce ai zis că tu învoță, nu mai zicea nimic, a zis la mine. Zic, mai confund acum fost, n-ai. Era și normal la ora asta. Treia să-i zici ce ai zis, că e un host, da, e, nu greșeai cu nimic, el e, dar trebuia să-mi deschizi. Da, 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 am venit și eu pe la ușa din fața. Din da, adică nu mi se întâmplă prea des. Stai așa să le dau și eu să fac ieșirea la ăștia. Trebuie să fac și ieșirea. Hello, man. You alright? Turn off the engine, turn off the engine. Yes, please, brother. You are the best, da, mă, că l-am găsit pe frate mi-a ce... Nu mai știu cam. Da, îi gândești că nu-i nimic că... Auzi? Da. Și la oie, să tu n-ai fost, dar stai la slug, știi cum e? Când intri mai să zici ce grupă de sânge ai. Cheers, mate, thank you. Să ia. Sunt drept, bă, m-a trimis nesimțitul ăsta și eu mă piș pe mine și nu m-a lăsat să mă duc să beau și o cafea gratis. Am te mai aruzei la livrat, mă, când te duceai la, la scară de plop. A, da, bă, de nu. Bă, da, ții și mie drumul, că am un pachet pentru numărul 2. Nu. Pentru plat 2. A, nu, că nu-l cunosc. Adică, nu, că nu-l cunosc. Păi cine e nebunul, dar cineva stă acolo, dă-mi mie drumul, du-te dracu de nebun. Nu mai sunt, dar gata, fi chidea, fac, rămâne că acolo sunt poate la intercom, iar mai sunt mai la zicea apartare. Da, mă știu că am pățit și eu de-astea. Till I get up.
Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.